vedeți ce se întâmplă. Stați mai așa, aici. Uitați ca să vedeți ce se întâmplă. Ascultați-mă ce vă spun eu, nu mai contează ce am făcut. Dacă se schimbă, dar am programul acasă. Ăsta este programul, cum v-am spus eu. Veniți aici, cum vă spun eu. Auziți, aici nu vă vedeți. Veniți în coace să vedeți. Dar trebuie să vă vedeți că nu sunteți. Domnuleată vă asta. Dar să vă vedeți. Nu vă vedeți. A trebuit să iau tot flancul. Așa era ziua vremea. Nu ce zi, vremea vremea. Îmi pare drag. Nu e corect, păi nu pot fi. Ne dăm noi chestia. Da, da, dumneavoastră, domnul deputat. Aici? Mai dreapta. De soarele mea putere. Aaa, să vă dăm de pas. Vedeți cu treaba aici? Vedeți cu treaba aici? Dacă nu e băzat, două rânduri, da? Două rânduri, da. Unul mai față, unul mai spate. Așa. După casa asta? După casa, imediat. Aici, după casa. Auziți? Veterinarele. Stai că aici încă... Constantin Iene Bacău, un pluton de jandar din cadrul grupării de jandar mobilă Alexandru cel Bun și inspectoratului de jandar județean Bacău, precum și muzica militară a Antimoniei Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este domnul major Urechi Cătălin din cadrul batalionului 630 parașutiști Maranda Brest. În continuare așteptăm sosirea oficialităților pentru începerea ceremonialului. Mulțumesc!
Se intonează imnul național al României. Are loc oficierea serviciului religios. Muzica intonează rugă militară. Thank you.
aceasta este speranța, care se află în adâncul inimii mele. Doamne, îndură-te de noi! Hristos, îndură-te de noi! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Odihna cea veșnică dărilor, Doamne! Și lumina cea de sfârșit să ne strălucească, să se odihnească în pace! Pentru ca să ne se ierte lor toată greșeala
sufletelor, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu și împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru se cere, Domnului să ne rugăm. Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat cedrul viaturilor tale. Îți Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de bătălie, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitate a poporului român, fiecare după numele lor. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fost toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală săvârșită ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Băgătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce stoarb războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita îndrupare și prin pătimirea cea de bunăvoie a unui născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce vine învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni. Pentru că prin puterea ta se păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni se rânduiește în ceata aleșilor Tăi sufletele celor care au căzut pe câmpul de bătălie pentru credință și neam. Sufletele acelora ne înconjură acum ca un nor și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc pământul patriei, iar cinstitul lor sânge adapă blăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartele lor orice au greșit cu fapta, cu vorba sau cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata ale celor aleși, așa și în cer, să-i numere în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, că acești viteși, oștași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit omul. Pentru aceasta, drepturile judecătoare, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liber, dăruiește-ne Dumnezeule pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făptuite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slave tale și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pe conducătorii săi, pe armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor protivnici după bună sporire, înbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în alt preasfințită stăpână, binecuvintoasă! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pe rugăciunile preacurate Maicii tale, ale Sfinților întru toți lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu Putător, părinții ai noștri, ale Sfântului Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, sudetele fericiților într-o adormire eroi ai neamului românesc, în corturile dreptului să le așeze, amin. În sânurile lui Abraham să se odihnească, împreună cu dreptii să le numere, amin. Pe noi să ne miliască ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi neamului românesc, cine fără Doamne veșnică, pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și din veac în veac, și le fără Doamne veșnică pomenire. Dumnezeu să ierte, să odihnească, iar pe noi să ne miliască ca un bun și iubitor de oameni. Să luăm aminte. Se binecuvintează, se sfințește acest monument ridicat în cinstea ostașilor căzuți pentru țară, ostași ai credinței, soldați, oriunde sunt înmormântați, și sfințește monumentul acesta cu venirea Sfântului și de viață Băgătorul tău Duh și prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruințul credincioșilor creștini asupra cerului potrivnic găluiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Mulțumim. Onorată asistență, ziua pomenirii eroilor și cinstirea lor a intrat de multă vreme în tradiția poporului nostru, încât poporul român
se dovedește a fi un neam constituit de sfinți și de eroi. Cinstind eroii, ne cinstim sfința neamului și participăm la apărarea valorilor lui culturale și spirituale. Mulți dintre sfinții și eroii neamului îi cunoaștem după nume, dar pe cei mai mulți nu le știm numele. De aceea Biserica a ales zile speciale de pomenire a lor, de mai multe ori în cursul unui an bisericesc. Însă pentru noi românii, anul acesta este un an special de comemorare a eroilor neamului care s-au jertfit acum 100 de ani în primul război mondial. Participarea țării noastre la prima conflagrație mondială și evenimentele ulterioare, finalizate prin unirea de la 1 decembrie 1918, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria neamului, momente pe care cu toții suntem datori să le purtăm în suflete cu luare aminte ca pe un tezaur inestimabil și pe care să le încredințăm cu toată responsabilitatea generațiilor viitoare. Eroii neamului au fost cu zecile de mii de tineri, bărbați și femei, în plenitudinea maturității. I-au lăsat casele lor, familiile, copilașii, uneltele de lucru și au pus mâna pe arme să-și apere glia țării. Avem încredințarea că nu vor fi uitați niciodată, căci un popor care își uită eroii și părinții riscă să fie șterși din istorie. Onorată asistență, dacă la fiecare cimitir și monument ridicat în cinstea acestor eroi, de pe această vale a plângerii, valea Oituzului, s-a pomenit adesea de jertfa fiilor neamului căzuți la datoria acum 100 de ani, astăzi, aici la Oituz, aș vrea să vă amintesc de jertfa slujitorilor bisericii noastre strămoșești, care au oferit-o pe altarul neatârnării neamului românesc în primul război mondial din perioada 1916-1918, pe tot cuprinsul țării. Vă aducem aminte că biserica noastră a recenzat peste 250 de preoți ortodoxi români care au însoțit trupele armate române pe câmpurile de luptă în calitate de confesori militari. Unii dintre ei au murit pe front, alții au fost luați prizonieri și deportați. În teritoriile ocupate vremelnic, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, aproximativ 20 de preoți și-au pierdut viața, fie împușcați de soldați din armata germană, fie morți în urma bătăriilor îndurate, fie luați prizonieri în lagăre din Germania și Bulgaria. Peste 200 de călugări și călugărițe au activat ca infirmieri în diferite spitale de campanie sau pe front, unii murind la datorie din cauza tifosului exantematic. Sute de preoți au fost achitați, jefuiți sau alungați din parohiile lor de către inamic, alții au murit împușcați în teritoriile ocupate de trupele germane. O parte din preoți au primit misiunea de a rămâne în teritoriul ocupat de inamic, sporind calvarul ocupației, achitându-se în mod lăudabil de misiunea încredințată lor de a se îngriji de soarta răniților și de populația civilă. În Transilvania, peste 150 de preoți au fost aruncați în închisorile maghiare, unii fiind condamnați la moarte sau la ani grei de închisoare. Alții peste 200 de preoți au fost deportați în vestul Ungariei, în județul Sopron, unde au trăit în condiții inumane până la eliberarea lor în anul 1919 de către trupele române. Așadar, se cuvine astăzi în fața acestui monument, ridicat de înaintași, reînnoit prin grija celor care s-a încredințat chivernisirea valorilor acestui neam, să aducem un profund omagiu celor care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea acestei țări, soldați, civili și preoți, pentru că astăzi noi să fim binefăcătorii idealurilor pentru care ei s-au sacrificat tot ce au avut mai scund, plătind prețul suprem. În concluzia acestui scurt cuvânt, aș vrea să vorbim prin înaintași, pentru faptul că
cel care a stat pe scaunul acestei arhiepiscopii a noastră, a Romanului și Bacăului, în acele vremuri, este vorba de episcopul Teodosia Atanasiu și iată ce spunea el, vă rog să luați aminte la ce spunea el acum 100 de ani, în această zi măreță care noi o facem de pomenirea eroilor. Ascultăm prin vocea diaconului pe Teodosia Atanasiu, vă rog. Acum când armatele române pornesc pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei și înfăptuirea idealului nostru național, gândul nostru al tuturor trebuie să fie îndreptat către cel atotputernic, spre a ne ajuta, precum a ajutat în decursul veacurilor pe înaintașii noștri în apărarea scumpii noastre patrii. Acum când fiii acestei țări pleacă să se jertfească pentru gloria și mărirea neamului, datoria noastră a tuturor este de a ne îngriji și contribui pentru trebuințele lor și a celor rămași în urmă pe la casele lor. Pe baza ordinului cu numărul 1888 anul curent, ce am primit de la Sfânta Episcopie, vi se scrie deci cu începere de la primirea ordinului de față să faceți rugăciuni în biserică pentru izbânda armatelor române contra dușmanilor neamului. Veți binecuvânta și îmbărbăta pe cei ce pleacă pe câmpul de luptă, iar pentru cei rămași în urma lor, să aveți toată solicitudinea cuvenită în asemenea timpuri grele. Bunul Dumnezeu să vă protejeze neamul nostru românesc, semnează episcopul Teodosie Atanasiu al Romanului. De două luni și mai bine trăim timpuri de mărire a strămoșilor, trăim timpuri de glorie a istoriei, căci fiii noștri, bravi urmași ai înaintașilor, înarmați cu sabia în mână și cu dorință în suflet, au plecat la hotare pentru apărarea patriei și credinței neamului nostru. De aceea, pentru ca ostașii români să-și poată face pe deplin datoria, pentru ca să le smulgem din suflet grija casei și să-i convingem că familia lor a rămas sub ocrotirea noastră. Fuga aceasta, furia valurilor vieții, a deslipit de căminul lor mulți din frații noștri de peste Carpați. Ei se găsesc acum printre noi, moșii din toată România liberă. Și acum, ce ne spune ierarhul nostru, arhiepiscopul Ioachim, al Romanului și Bacăului, în aceste timpuri, români, să treceți azi Carpații, pe la Oitus, înspre Ardeal, să vă iubiți unii pe alții, cântând din fluier și caval. Vă mulțumim! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Mircea Dușa, ministrul secretar de stat și șef al Departamentului pentru Politică de Apărare și Planificare. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, stimați locuitori ai comunei Oitus, în al preasfinția voastră, suntem astăzi aici, la monumentul din Oitus, pentru a-i comemora pe cei care acum 100 de ani și-au dat viața pentru ca România să fie astăzi o țară puternică, o țară mare. Astăzi avem ocazia să medităm la momentele din perioada 8-22 august 1917. Atunci, divizia 15 infanterie, supranumită și divizia de fier, comandată magistral de generalul Eremia Grigorescu, se pregătea de luptă. În același timp, armata germană își propusese ca prin pătrunderea pe Valea Siretului să taie comunicațiile armatei române cu Moldova. Străpungerea dispozitivului de apărare românesc la Oitus era esențială în acel plan de acțiune, doar că la fel ca la Mărășești și la Mărăști, și ostașii din tranșeile Oitusului erau hotărâți să demonstreze că pe aici nu se trece. Prin curajul și demnitate care au plecat la luptă, militarii români au intrat aici în Oitus, direct în istorie, au oferit exemple de eroism.
Un astfel de erou este caporalul Constantin Mușat, care refuza să fie lăsat la vatră, deși avea un braț amputat. Argumentele refuzului său l-au transformat într-o figură legendară. Mușat a spus că atât timp cât mai are un braț, încă mai poate arunca grenada și poate să fie de folos armatei române. În timpul unui atac german, când mine românești erau grav afectate, eroul nostru a rămas pe poziție. Iar ultimele sale cuvinte, înainte de a fi ucis de un ronț, au fost: grenade, băieți, grenade! Cred că toți avem o lecție de învățat de la caporalul Mușat. Doamnelor și domnilor, ca și la Mărâși sau la Oituz, militarii români au dat în a treia bătălie de la Oituz o lecție de vitejie și tactică militară. Dacă ne gândim mai la faptul că trupele germane și austro-ungare aveau o superioritate numerică de 20 de batalioane în comparație cu Corpul 4 Armată Român, ne dăm seama că idealul care i-a mânat pe soldații noștri în luptă a fost mai presus decât orice, acela de a-și apăra țara. Iată că a trecut un secol în care România a rămas unită, a rămas independentă și a putut să dezvolte ceea ce a fost clădit prin jertfa lor. Suntem astăzi un stat cu drepturi depline în Europa, membru al celei mai puternice alianțe militare a lumii, cu o armată capabilă să-și îndeplinească misiunile constituționale. Când spunem de România că este un pilon de stabilitate și securitate în regiune, nu folosim un slogan, ci le dăm aprecierile pe care aliații noștri și liderii mondiali l-au exprimat în enumerate rânduri. Vocea puternică a țării noastre la masa Alianței Nord-Atlantice, poziția respectată în lume, a fost posibilă și prin contribuția militarilor români, care în teatrele de operații și misiunile internaționale au acționat cu profesionalism și dăruire alături de camarazii și aliații noștri, îndeplinind angajamentele internaționale pe care România și le-a asumat. În termenii istoriei contemporane, aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană au fost decizii care, într-adevăr, sunt istorice și care au născut și obligații pentru România. Faptul că putem discuta despre capabilități de apărare antirachetă la Deveselu, despre baza militară de la Mihai Cogălnicianu, despre comandamentul multinațional de divizie de la București, despre divizia multinațională de la Craiova, sunt tot atâtea fapte care ne dau nouă garanția că aliații noștri și noi luăm măsurile de a asigura securitatea României într-o zonă care nu este lipsită de provocări și la 100 de ani după jertfa militarilor de aici de la Oituz. Este de datoria noastră să investim tot mai mult în apărare, pentru ca românii să trăiască liberi într-o țară a cărui securitate este asigurată de statul român și de instituțiile statului român. Distinsă audiență, prin hotărârea Guvernului din acest an, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, anul 2017 a fost declarat anul Mărășești Oituz 100. Iar Ministerul Apărării Naționale, împreună cu administrațiile locale de stat și alte instituții ale statului român, au organizat și vor organiza pe tot parcursul anului multiple acțiuni de comemorare a eroilor români. Unul din proiectele cele mai frumoase și ambițioase este cel de identificare a numelor eroilor căzuți în primul război mondial și citirea lor în fața monumentelor care le sunt dedicate. Osemintele eroilor de la Oituz nu au fost centralizate într-un mausoleu, așa cum s-a procedat la Mărăși și la Mărășești sau la Soveja. Dar asta nu înseamnă că au fost uitați. Dimpotrivă, eroii care au murit în aceste lupte au fost înhumați în cimitire de campanie, transformate până în anul 1944 în cimitire definitive ale eroilor și ampasate în comunele Bognănești, Oituz și în satul Poarta Sărată. Poiana Sărată. Vreau să felicit astăzi autoritățile locale din zona Oituz pentru inițiativa de a restaura cimitirele eroilor de la Bogdănești și Poiana Sărată. Este o dovadă a faptului că inscripția de pe monumentul central din cimitirul eroilor din Poiana Sărată, citesc: nu vă vărsați lacrimi pe mormântul eroilor, ci mai curând slăviți, are un ecou în sufletul generațiilor prezente și cu siguranță va avea un ecou și în inima generațiilor viitoare. Pentru că n-ar preasimția sa, a rostit aici ceea ce spunea episcopul Bacăului și Romanului, acolo 100 de ani, am să încheie și eu un citat, care mi se pare deosebit, din un discurs al primului patriar al României, Miron Cristea, rostit în anul 1918.
Ostași, eroi ai vechiului regat, binecuvântată a fost clipa în care ați trecut în Ardealul fraților voștri, dezlobindu-i de jertfa voastră de mucenici. Recunoștința tuturor v-a așezat spre veșnică odihnă în acest loc de cinste, drept neuitată pildă de iubire de neam și de țară pentru cei de azi și din viitor. Ardealul vi se închină. Am încheiat citatul și aș adăuga eu, noi toți ne închinăm. Vă mulțumesc! În următoarele momente are loc, din partea organizatorilor, se vor înmâna diplome invitaților. În al preasfinția voastră, dragi prieteni ai eroilor, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a primăriei Oituz, oferim diplome de onoare centenar care se acordă în primă parte câtorva persoane pe care le vom nominaliza, urmând ca celelalte să fie mânate personal. Diplome de onoare centenar se acordă domnului Klaus Werner Iohannis, președintele României, ca semn de recunoștință pentru participarea la centenarul bătăliilor de pe Valea Oituzului, jertfă și recunoștință eroilor unificării neamului românesc. Aceeași diplomă se acordă domnului Mihai Tudose, prim-ministru al Guvernului României, domnului Mircea Dușa, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Politică și Apărare și Planificare, doamnei Monica Gheorghiță, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, doamnei prefect Maricica Luminița Coșa, prefectura județului Bacău, domnului președinte Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău, domnului ministru Viorel Ilie, doamnei deputate Odora Șotcan, domnului primar Nicolae Gnatiuc. Vă mulțumim tuturor! În mod special ținem să mulțumim domnului primar Gheorghe Bodea pentru tot efortul și pentru toată dragostea și mai ales jertfa pe care a arătat-o eroilor. Mulțumim tuturor! În următoarele momente are loc ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori pe acordurile imnului eroilor interpretat de muzica militară a garnizoanei Bacău. Se pregătește reprezentantul președinției României. Se depune coroana de flori din partea președinției României. Se depune coroana de flori din partea Parlamentului României. Se depune coroana de flori din partea Guvernului României.
depune coroana de flori din partea Ministerului Apărării Naționale. Se depune coroana de flori din partea Ministerului Afacerilor Externe. Se depune coroana de flori din partea Unității Administrativ-Teritoriale Cașin. Uituz. Strâmbați coroana, stați aici, că eu... Se depune coroana de flori din partea Consiliului Județean Bacău. Se depune coroana de flori din partea instituției prefectului județului Bacău. Se depune coroana de flori din partea Corpului Diplomatic, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ambasada Federației Ruse, Ambasada Republicii Moldova, Ambasada Republicii Bulgaria. Se depune coroana de flori din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Se depune coroana de flori din partea Episcopiei Romano-Catolică de Iași. Se depune coroana de flori din partea Asociației Naționale pentru Cultul Eroilor, filiala Bacău.
Doamnelor, domnilor, stimați invitați, urmează defilarea gărzii de onoare. Vă invităm în fața cimitirului pentru a primi onorul militar. Vă defilați în fața dumneavoastră o gardă de onoare constituită din garda de apelului de rută și într-o decadă militare aparținând batalionului 630 parașutiști Manașa de Lăiescu. Se apropie garda, Garda la liberi!